Să anunță prin Duhul Sfânt pentru acest pământ și pentru întreaga omenire, zice Domnul. Se paragrau și ebrai temena graut. Întreaga planeta în scurtă vreme sunt zile numărate, zice Domnul, înaintea ochilor mei, că va fi zguduită cum nu a fost zguduită niciodată. Planuri mari și tainice sunt ascunse de anticrist, zice Domnul, se paragrau și ebrai. Zitfer și e momentul când își trimite îngerii înaintare cum nu i-a trimis niciodată, zice Domnul, să desfășoare pe pământ tot felul de activități, se paragraut și ebrait ofer managraut, ritfer să aducă tot felul de tulburări, se paragraut și ebrait, începând din corturi, între popoare, zice Domnul, în familii, se paragraut și ebrait, în se paragraut și abruit, omenagraut și petrec globul să fie o vrășmășeală, zice Domnul, și o tulburare cum ochi de om n-a văzut și ureche omenească n-a auzit, se paragraut și ebrait. Zit feremena grau și ebrait ofer precan. Lumea întreagă va clocoti, zice Domnul, se paragraut. Zit feremena grau, pâinea va lipsi, apa se paragraut va fi otrăvită, zice Domnul. Se paragraut și ebrait ofer managraut și ebrait. Din cort în cort voi îngădui să intre, să facă tulburare, să fie puși la probă și copiii mei să vadă cum stau pe cântar, zice Domnul, ste paragraul. Nimeni nu va fi scuci cu mic, cu mare, zice Domnul. Elic for menagraul și ebrait. Vreme de întunecime se arată, zice Domnul. Vreme de restriște pentru cei ce mă caută pe mine, zic Fermina Graut. Dar iată suferință mare se arată pentru copiii mei, zice Domnul. Dar și biruință din partea mea celor ce se încrede în mine. Bsive, Fermina Graut, suferință se arată și pentru cei care sunt mâna diavolului și sunt slujitorii lor. Va fi suferința dublă, zice Domnul. Dar ei nu văd că sunt orbi. Nu! Simt că nu pipăie, se pare grau, dar voi care simțiți, sunteți dezlegați și vedeți, zice Domnul, vedeți lucrurile acestea, urechile voastre sunt deschise, auziți glasul meu de Dumnezeu, duceți mesajul lung și lat, că în scurtă vreme și zile numărate sunt, până tulburarea va izbucni, zice Domnul, se vor adeveri multe lucruri, vor ieși la iveală, care stau ascunse, pentru că eu sunt Dumnezeu și veghez asupra copiilor mei și de aceea le fac descoperite chiar prin gurile lor, zice Domnul, ca și copiii mei să înțeleagă. Ricformenagraud, din nou va fi oprite bisericile. Se paragraul și ebraiet. Din nou va fi interzis mama cu copilul să întâlnească soțul cu soția, zice Domnul. Și mai mult cu atât vor fi despărțiți. Se paragraul și ebraiet. Cei de la apus cu cei de la răsărit nu se vor mai întâlni. Zic fermena graut și ebraiet. Înțelegeți astăzi ce este pregătit pentru pământ. Mânia mea s-a aprins atât de tare și nu mai pot răbda și suporta păcatul, se paragraul și ebraiet, și fără de legea, zice Domnul, care pornește chiar din poporul meu, se paragraul și ebraiet, unde a intrat firea, unde a intrat, se paragraul și ebraiet, lumea și urișunea pustiirii și-a făcut loc, se paragraul și ebraiet. Elic for precant, voi care mi-au zis glasul astăzi, credeți că Duhul meu mai vorbește? Eu astăzi mai vorbesc prin Duhul Sfânt, zice Domnul, mai vindec, mai eliberez, mai umplu cu putere, zice Domnul, mai mântui pe cei rătăciți, îi chem înapoi, zice Domnul. Ze paragraul și ebraie, pe cei căzuți, sunt samaritean și ridic, le leg rănile în dar și fără plată, zice Domnul. Ze paragraut, vuiet puternic se va auzi în scurtă vreme și două glasuri din două țări, se paragraut, care va întărâta trei globul pământesc la mânie, zice Domnul. Apoi vor fi cu tremure cum n-au fost, zice Domnul. Foc cum n-a fost, ape cum n-au mai fost, zice Domnul, de la noi încoace. Dar iată, foamea se va instala. Zid ferm, nu vei putea vinde, nu vei putea cumpăra suflete. Ce ai să faci? Ze paragraul și pregătește-te și fii înțelept. Stai în picioare, se paragraut, și înaintea celui viu
și înaintea celui rău, zice Domnul, să poți răspunde cu tărie și mie, să răspunzi cu tărie și celui demonizat, zice Domnul, și Duhului necurat, este paragraut, să dovedești că ești copil de Dumnezeu și eu îmi voi dovedi menirea mea de tată și de mamă pentru tine, tu care asculți glasul meu de Dumnezeu. Separ numenea graul și braiet. Mulți morți vor fi, zice Domnul. Zepare graut, multe suflete tinere vor coborî în țărână, multe mame și mulți orfani vor rămâne, zice Domnul. Separa graut și braiet, numărul morților nu se va putea cunoaște niciodată. Separa graut cu adevărat, zice Domnul. Și nu vor fi loc pentru ei unde să fie îngropați, separa graut și braiet. Asta se pregătește pentru pământ. Ascultați ce vă spune Domnul Dumnezeulor știrilor, azi prin Duhul Sfânt, separa graul și braiet și urmăriți lucrurile și de cursul lucrurilor și a vremurilor și vedeți că ce spune Scriptura se împlinește sub ochii voștri, zice Domnul. Și acestea sunt lucrurile care trebuie să vină și iată că au și venit, separa graul și braiet. Licfor precanavol stabrui temena graud. Oceanurile se vor vărsa, zice Domnul. Licfor, foc din cer voi da, separa graud și braiet. Oamenii cu știința lor vor căuta tot felul de lucruri de unde a apărut focul și nu vor găsi de unde. Separa graul și braiet. Tot felul de boli și molime voi lăsa, care nu se va găsi diagnostice, nu se va găsi medicament, nu se va găsi leac, zice Domnul, și remediu, pentru că sunt găduite de mine, zice Domnul. Și iată, așa din ele vor face minciuna atât de mare și va băga spaima în mulți copii de-a mei care se vor lepăda. Dar care sunt înrădăcinați în mine, vor rămâne în mine, zice Domnul. Pentru că eu sunt născut în ei și ei sunt născuți în mine și nimeni nu-i va clânci și nu-i va dărâma. Pentru că eu mă voi îngriji la timp și de pâine și de apă, zice Domnul. Și de aer, separa graul și braiet. Zitfel, dar cel ce trăiește căldicel, separa graul, va pieri, zice Domnul. Zitfel, mena graul și braiet, vrăveau calzi, zice Domnul, separa graut, zitfer, treziți-vă oricare unde ați fi, separa graut și braiet, și puneți-vă viața în rânduială, puneți-vă familia în rânduială, zice Domnul, separa graut, că e vremea și ceasul de pe urmă. Scurtă este vremea când Anticristul va face apariția, va fi descoperit, zice Domnul, separa graul și braiet, și mireasa trebuie să fie răpită. Pregătiți-vă, pregătiți-vă să faceți parte din mireasă, că trâmbița va suna și întreg pământul se va zgudui, se va cutremura, zice Domnul, se va întuneca și eu voi lua mireasa în slavă, cu bucurie, separa graul și braiet, o fermena graut, și vor rămâne în urmă mame, vor rămâne soț, soții, copii, separa graul și braiet, vor rămâne pe pământ, separ mena graut și așa voi face despărțirea, semana graut și braiet, ca într-un vis, omule, separa graut, zitfer, sunt un Dumnezeu gelos pe om, pentru că l-am făcut din dragoste pe om, zice Domnul, dar omul mă urește, mă blestemă, separa graut și braiet și disprețuiește lucrarea mâinii mele, separa graut, plan după plan, omule pământean, ți-ai făcut, plan după plan, dar toate sunt zadarnice, toate se ruinează pentru că nu se vor duce la bun sfârșit, zice Domnul. Da, voi împlini unele lucrări care le-am promis prin Duhul Sfânt a celor ce au stat drept și sfinți înaintea mea și curat și au păstrat viața și au îndeplinit ceea ce le-am cerut. Voi duce la îndeplinire categoric orice am promis prin Duhul Sfânt. Dar timpul suferinței nu poate să mai schimbe nimeni. A sosit ceasul ca prin durere, ca prin suferință, prin încercare, să primești și binecuvântarea promisiunii care ți-am făcut-o prin Duhul Sfânt, oricare ai fi, zice Domnul. Zitfer, zilele nu ți se vor termina, moartea nu te va răpunge, separa graul și braiet, cel rău nu se va putea atinge de tine, va veni cu amenințări, vor intra peste voi în corturile voastre, zice Domnul. Licfor, mena graul, vor trimite solii și veți auzi lucrurile acestea, vor începe de la marginea pământului, separa graul se va instaura la mijlocul pământului și apoi va ajunge la cealaltă margine a pământului, zice Domnul. Lucrurile vor începe ca oamenii să nu-și dea seama,
Dar copiii mei care mă au pe mine în ei și au Duhul meu sub stăpânire și în stăpânire, zice Domnul, vor fi învățați și instruiți. Se paragraful și ebraic. Iată că cel rău se prezintă chiar la amvon în biserică, zice Domnul. Se paragraful și ebraic și își face loc și vestește o evanghelie a prosperității, o evanghelie a noi vieți, zice Domnul, stepara care nu va mai fi niciodată, zice Domnul. Ceea ce ați trăit, prin ceea ce ați trecut, aceeași binecuvântare nu o să o mai vedeți niciodată, zice Domnul. O să vedeți chin, durere, suferință, separa graut și bucurie în Duhul Sfânt. Asta nu se va termina. Cei ce cred în puterea și în lucrarea mea vor primi cununa slavei, mângâierea și biruința în toate lucrurile, și pământești, și duhovnicești, în veci. Amin.